Revin cu mare bucurie în prezența voastră și noi toți în prezența Domnului și a Cuvântului Său, cu rugăciunea ca Bunul Dumnezeu să semene în cuvântul acesta ceva specific pentru fiecare inimă în parte, pentru fiecare împrejurare, pentru fiecare om. Chiar cu puține minute înainte am citit mesajul unei tinere. Mama ei a murit foarte tânără și dânsa spune că în întâlnirea noastră precedentă, acum 2-3 săptămâni, am menționat că Ezechia a refuzat timpul lui Dumnezeu. Și așa a fost. El nu a fost de împotriva ideii de a muri, ci împotriva ideii de a muri atunci. A spus, sunt cele mai frumoase zile din viața mea. Și după aceea a văzut că, de fapt, niciodată timpul omului nu poate să întreacă în însemnătate și în bunătate timpul lui Dumnezeu. Și dânsa mi-a comunicat printr-un frate cu care păstrăm legătura, că a fost întărită, mângâiată sufletește, a fost înălțată și a dat seama că Dumnezeu cu mult timp înainte, nu numai că a prevăzut, ci a pregătit toate lucrurile, în speță prin acest cuvânt pe care l-a ascultat, ea și despre care spune că i-a mers la inimă și i-a transformat viața și ființa și a pregătit-o, literalmente a pregătit-o un detaliu pentru ceea ce urma să se întâmple. Astăzi ne vom opri în Geneza capitolul 3 și de acolo vom învăța cu privire la propria noastră viață, pe unde trece drumul acesta al greșelii sau al căderii în viața noastră și pe unde trece drumul întoarcerii, răscumpărării, salvării noastre. Acolo sunt cuprinse enorm de multe și de consistente aspecte ale vieții noastre în umblarea noastră cu Dumnezeu. Cine ți-a deschis ochii? Este tema noastră de astăzi. Cine ți-a deschis ochii? Dacă mi s-au deschis ochii, mare importanță. Cine eram orb, acum văd și are mare importanță. Contează mult dacă ți-a deschis Dumnezeu ochii sau dacă ți-a deschis diavolul ochii. Pentru că ochii funcționează pe mai multe frecvențe. Pe o frecvență funcționează când diavolul îi deschide ochii lui Samson să vadă femeia aceea. Pe o altă frecvență funcționează când Dumnezeu deschide ochii lui Iosif să vadă femeia aceea. Sunt frecvențe diferite, prind posturi diferite, înțelegeți voi mai mult decât putem noi discuta acum. Are mare însemnătate. A devenit deja bun comun faptul că noi avem mai mult decât un singur fel de ochi, ochii fizici sau biologici, avem ochii minții, avem ochii Duhului, avem ochii sufletului, discernem duhurile, a vedea, a pătrunde ceea ce nu apare. Prin descoperire dumnezeiască se întâmplă lucrul acesta. Și distinția clară între ce se întâmplă atunci când diavolul deschide ochii cuiva sau când cineva acceptă și dorește să-i fie deschiși ochii de diavol, ce va vedea, și ce se întâmplă atunci când Dumnezeu deschide ochii. În Ioan capitolul 9 știm foarte bine episodul cu orbul născut bolnav, născut orb din naștere. Principala întrebare nu era, vai, fantastic, un copil născut orb, vede, extraordinar, să știe lumea întreagă. Nu acesta era subiectul. Subiectul era cine a făcut lucrul ăsta. Cine? Adică oamenii arătau că are importanță dacă marele preot ar fi deschis ochii sau dacă Iisus deschidea ochii, nu însemna același lucru, vreau să spună ei. Din episodul acesta luăm pentru viața noastră importanta întrebare, cine ți-a deschis ochii? Ați observat că lucrul acesta e important pentru Dumnezeu în episodul prezentat în capitolul 3 din Geneza. Întrebarea lui Dumnezeu e, când omul spune, eram gol. Întrebarea lui Dumnezeu este, cine ți-a spus că ești gol? Pentru că e una să spună Dumnezeu, ești sărac, orb și gol, am venit să te îmbrac, este una să spună Dumnezeu. Și alta este să spună diavolul, ești gol, am venit să te ajut să sfârșești viața. E diferență mare. De aceea îl întreabă Bunul Dumnezeu, cine ți-a spus așa ceva? Înțelege că e mare diferență, nu e același lucru. Chiar dacă e același mesaj cuvânt cu cuvânt, îi spune femeia sunamită lui Elisei, cunosc acum că-și cuvântul lui Dumnezeu e adevăr în gura ta. Cuvântul lui Dumnezeu în gura diavolului nu este adevăr. El spune o minciune chiar când recită un text din Biblie.
Deci nu trebuie să confundăm una cu alta și trebuie să înțelegem bine care este însemnătatea acestui lucru. Care este obiectivul răului în dialog cu noi? Ce dorește să obțină de la noi? Unde dorește să ne duc răul? Îmi veți spune că la rău sau la moarte. Dar pierdem esențialul, dacă spunem așa. Pentru că obiectivul răului în dialogul nu este chiar dialogul. Dacă dialogul are loc, nu are sens să mai discutăm despre ceea ce va rodi acest dialog ulterior. Deci, nu. Dialogul în sine este obiectivul. Așa cum adesea suntem încântați de destinație și pierdem din vedere călătoria. Sau, cum spune Iorga, ține minte unde am căzut, dar uităm unde am alunecat. Este extrem de important pentru noi lucrul acesta. Dialogul are ca obiectiv dialogul cu șarpele, cu răul, cu păcatul, cu demonicul, are ca obiectiv însuși dialogul, pentru că în timpul dialogului omul este transformat. El nu mai are nevoie să meargă nicăieri. Ați observat că imediat ce a încheiat dialogul cu șarpele, femeia a privit la pom. Deja era transformată. Ceea ce până atunci a apărut ca fiind ceva groaznic, moartea și așa, cum era prezentat pomul oprit, acum apare ceva frumos, ceva plăcut, ceva de dorit, să deschidă mintea, tot felul de planuri, de Fata Morgana, de iluzii. Mintea este sub influența aceasta și ea vede, în ghilimele spus, datorită faptului că a intrat în dialog cu răul. Este un lucru extrem de important. Nu e nimeni forțat să nu intre în dialog cu răul. Adică cu un video sau cu un fel de a trăi sau de a mânca sau de a avea familie. Nu e nimeni forțat să nu intre, potrivit cu înțelegerea lui. Dar Domnul spune, te sfătuiesc. Te sfătuiesc. Nu o lua pe orice drum, fiindcă e drum. Fiindcă multe drumuri pot părea bune, dar la urmă se văd că nu au fost drumuri bune. Dialogul cu răul este un pom oprit. Acesta ar trebui să nu aibă loc niciodată. Și iată de ce. Noi suntem morți față de păcat. Noi nu suntem nici biruitori, nici în dialog, nici sclavii păcatului. Voi nu datorați nimic firii pământești, spune Biblia. Dacă am crezut cuvântul acesta, atunci nu avem niciun fel de dialog. Pentru omul care este mort față de păcat, păcatul pur și simplu nu există. Nu are niciun fel de mesaj sau de influență. De aceea, dialogul cu răul, cum spune Proverbe, capitolul 14, versetul 9, cei nesocotiți stau de vorbă cu păcatul. Dar asta înseamnă să fii nesocotit. Te joci cu o viperă, nu? Și cât timp va dura joaca aceasta? Și de asemenea, vecinul nostru a găsit o ghiulea, ziceam noi, un explozibil de la armată pe un deal unde erau trageri și așa mai departe și s-a jucat cu el și deodată a pierdut mâna. Iubiții mei, lucrul acesta nu este spus ca o îngrădire, ci este în favoarea noastră. Și vreau să aduc înaintea voastră una din frumoasele lucruri pe care le-am priceput citind cuvântul lui Dumnezeu, sau mai bine spune, au fost descoperite. Până atunci n-am văzut. Am primit totdeauna pomul vieții ca fiind bun, binele, și pomul oprit ca fiind răul. Ambii erau buni. Ambii erau buni. Dumnezeu a declarat pe amândoi buni și ce zice El se face. Lucrul acesta e bun fiindcă Dumnezeu a spus, e bun. Pomul vieții ți-a arătat ce să faci ca să trăiești și pomul oprit ți-a arătat ce să faci ca să nu mori. Adică amândouă colaborau la viață. Pomul oprit era de fapt o frontieră care îți spunea ție, dacă treci de locul acesta, ai mers prea departe. Și nu trece de locul acesta, pentru că dincolo este o altă lume. E în favoarea ta. Ni s-a părut, și așa ni se pare, orice fel de cerință a cuvântului Dumnezeu sau a conștiinței noastre bune, luminate de Duhul Sfânt, ni se pare un fel de opreliște, dar în realitate este protecție. Dumnezeu protejează sufletele noastre. Dialogul însuși cu răul trebuie să fie privit ca fiind obiectivul diavolului. El nu vrea să realizeze nimic, de fapt. Nu poți să zici, eu sunt curios unde vrea să ducă, ce vrea să zică. N-ai de ce.
N-ai de ce. Un video murdar, știi unde duce, transformă ființa ta într-o ființă murdară. O convorbire, o bârfă, o nedreptate, o hoție, te transformă pe tine într-un hoț, un neadevăr în care trăiești, te transformă într-un om care minți și trăiești în minciună și iubești minciună. Intri în casă și spune Ieremia, grinda strigă, știu de unde ai furat-o și ai luat-o și toate lucrurile acestea. Ele sunt spuse ca să nu se întâmple în viața noastră. Și fericit este omul care ia seama și ascultă pe bunul Dumnezeu, fiindcă e mare diferență când Dumnezeu îți deschide ochii sau când diavolul îți deschide ochii. Mare diferență. Când Acan a văzut placa aceea și mantaua aceea, diavolul i-a deschis ochii pentru că el asta a vrut. Și atunci el le-a văzut frumoase și grele și importante. Acum când este confruntat cu moartea, își dă seama că nu era așa de fapt, deloc. Și își dă seama că nu ar fi fost același lucru dacă ochii erau deschiși de Dumnezeu când a văzut așa ceva. Și ar fi spus, banii tăi să piară împreună cu tine. Așa cum citim în Faptele Apostolilor. Dacă erau ochii deschiși de Dumnezeu, dacă erau deschiși de diavol, cum era la Balaam, iată ce vorbește omul cu ochii deschiși. Deschiși? Cine ți-a deschis umbli să vinzi și pe Dumnezeu pentru o avere imaginară de care n-ai să ai parte niciodată? Cine te-a învățat pe tine că poți să mergi pe calea celor nelegiuiți, dar să mori de moartea celor neprihăniți? Recitiți istoria lui Balaam. Este istoria laodiceană a Vechiului Testament în care cineva amestecă binele cu răul și speră să iasă bine. Nu se întâmplă lucrul acesta. Destin în conversația aceasta care a avut loc în capitolul 3 din Genesa și vom citi împreună câteva aspecte ale ei, dar contez pe voi și pe faptul că ați pregătit și ați studiat de multe ori cuvântul acesta. În primul rând are loc dialogul. Genesa capitolul 3, femeia răspunde. Nu scrie că Neemia, m-am rugat lui Dumnezeu și apoi am răspuns împăratului. Scrie, femeia răspunde, ceea ce înseamnă un dialog între om și diavol, între om și păcat, între om și rău. Dacă urmărim acest dialog cu mare atenție, constatăm că Dumnezeu este prezent acolo numai în cuvintelor, dar nu în persoană. Nimeni nu invită prezența lui Dumnezeu acolo. Și omul vorbește despre Dumnezeu, Dumnezeu ne-a zis cu tare, cu tare. Și șarpele vorbește despre Dumnezeu și se jură pe Dumnezeu sau îl ia pe Dumnezeu martor suprem că lucrul pe care îl spune este cel adevărat. Dumnezeu știe, deci dacă a luat numele lui Dumnezeu asupra lui, Dumnezeu știe acest lucru și... Dar omul, să lăsăm partea cealaltă, dar omul nu invită pe Dumnezeu. Aici putem să observăm dezastrul cunoștinței sau cunoașterii de Dumnezeu în timp ce refuzăm să umblăm cu Dumnezeu. Noi nu suntem chemați doar să ne informăm despre Dumnezeu sau să informăm pe alții să predicăm. Noi suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu. Noi nu suntem chemați doar să vorbim despre Hristos, ci El să locuiască în noi viața voastră când se va arăta Hristos viața voastră. Eu și Tatăl vom veni și vom locui cu omul acela. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Spre aici migrează viața noastră duhovnicească, despre care de altfel a vorbit diavolul și a spus avem un destin comun. Când el și-a prezentat platforma lui demonică și proclamarea lui demonică, el a spus, mă voi sui pe vârful norilor, voi face asta și asta, voi fi ca cel preanalt. Acesta era obiectivul. Și cu aceleași cuvinte și același fel de raționament îi spune omului, vei mânca, ți se vor deschide ochii, vei cunoaște deosebirea între și vei fi ca Dumnezeu. Tot acolo sfârșește. Acesta este obiectivul. Nu este neapărat important obiectivul cât este de importantă calea pe care ai ajuns în locul acela. Ți-ai propus să strângi material, lucruri materiale pentru familia ta. Pe ce cale? Nu e tot una să ieși la drumul mare, să jefuiești pe cineva sau să înșeli pe vecinul tău sau să produci banii aceia prin păcătuire sau prin, cum a spus Biblia, prin sudoarea sufletului tău. E diferență mare. E același lucru, ai zice în aparență, dar în realitate e diferență mare.
Pentru că lucrul acesta, pe calea pe care tu l-ai luat sau nu l-ai luat, te transformă pe tine. Transformă ființa noastră. Deci nu pe orice cale, nu cu orice chip. Nu pe orice cale. Femeia răspunde. Era frumos dacă scrie aici, femeia s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, te chem aici, vino aici, Doamne. Dacă dialogul acesta se desfășura în prezența lui Dumnezeu și nu despre Dumnezeu, ar fi fost cu totul altceva. În ce a constat, practic, discuția aceasta, în care șarpele încearcă să deschidă ochii omului ca să vadă și să înțeleagă cuvintele lui Dumnezeu cum nu le-a înțeles până atunci. În primul rând, în momentul în care intri în dialog cu diavolul, nu îl ridici pe el la nivelul de partener de dialog, ci te scoburi pe tine la nivelul demonic. Intră în conversație cu diavolul asupra unui lucru sau altul. Bine a spus acel creștin, cu tine nu-mi pun semnătura nici pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu. Pentru că tu și când zici crede în Dumnezeu, tu zici altceva. Nu avem nimic în comun. Multă lume se întreabă dacă acesta a fost sau nu un eveniment istoric. Da, preocupările sunt diverse. Problema este că ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva a fost mult mai mult decât un eveniment istoric. Și anume, ceea ce spune Biblia despre ea însăși. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, ilustrații, exemple și au fost scrise pentru învățătura noastră, uitați-vă la noi, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci lucrurile acestea sunt scrise despre zorii civilizației, omenirii, și ele au venit la noi, peste care au venit sfârșiturile veacurilor, așa cum observăm în 1 Corinteni 10 cu 11. Cu alte cuvinte, dialogul care a avut loc între demon și om era o cauză pierdută din start. Acest lucru nu putea fi câștigat sau pierdut, ar fi trebuit să n-aibă loc niciodată și el trebuie să nu aibă loc în viața ta. Domnul Iisus Hristos a spus, nu trebuie să dialoghezi nici în gândul tău, nu trebuie să cultivi așa ceva în gândul tău. Nu trebuie să cultivi așa în emoțiile tale, în furia ta, în ți se moaie inima. Sau, nu este cazul să întreții vreun fel de dialog cu răul pe niciuna din aceste frecvențe, spune Mântuitorul. Este un fel, e pomul oprit. În ziua în care vei mânca din el sau vei intra în comuniune cu el, în ziua aceea nu mai ești tu cel care ai fost până ieri. În ziua aceea vei fi altcineva. În lipsa prezenței lui Dumnezeu determină finalul. Finalul este nu previzibil, este fatal. Se știe unde ajunge lucrul acesta. Lipsa prezenței lui Dumnezeu, așa cum este descrisă în Cartea Faptelor Apostolilor 17:28. Urmăriți aici lucruri extrem de importante. În El, adică în Dumnezeu, avem viața. Noi nu trăim viața noastră pe pământ. Mulțumesc, Aruna, că mi-ai dat viața și am plecat. Numai dacă trăiesc în El, dacă umblu în El, gândesc în El și trăiesc în El, atunci am viață. Celălalt e vegetar, e altceva. Dar în El avem viața, în El avem mișcarea. Nu ne mișcăm haotic, ci ne mișcăm, așa cum spunea Țuția, eu mă mișc între Genesa și Apocalipsa. Eu mă mișc în Domnul. În El avem mișcarea, spune Biblia. În El avem ființa. Am fost mort până să cunosc pe Dumnezeu. Dacă nu sunt mort astăzi și sunt viu, este pentru că am cunoscut pe Dumnezeu. Așa, acest lucru îl predică Pavel pe înălțimile lui Marte, acolo unde citează și pe unii din poeții lor, care a spus, suntem din neamul lui. Cel care are și trăiește prezența lui Dumnezeu, el este ocrotit. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. El este păzit. Nu rămân motive de frică, de spaimă, de teroare. Nu rămân acestea. Atâta vreme cât avem prezența lui Dumnezeu cu noi. Îndată ce apar astfel de emoții în suflet, e clar că lipsește cineva de acolo,
nu ceva. Mântuitorul spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Lucrul acesta ar trebui să fie legea vieții noastre. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Adică nu trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă să nu fac niciun lucru pe care l-aș putea face despărțit de tine. Acel lucru este păcat, este moarte, e cădere, e împotriva vieții mele. Niciodată, ajută-mă niciodată să nu fac un lucru fără tine. Dacă nu te pot invita pe tine, dacă tu nu poți fi martor, dacă nu putem fi împreună lucrători într-un anume lucru, ajută-mă să nu fac lucrul acela. Ajută-mă mai bine să nu mai fiu decât să fac lucruri în care tu nu ești prezent, pentru că se văd roadele nu numai asupra unei singure vieți, ci, cum scrie Biblia, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor prin greșeala unuia singură. Tema centrală a dialogului dintre șarpe și om. Tema centrală nu a fost a face sau nu a face un lucru, a mânca sau a nu mânca. Aceasta e perspectiva legalistă. Nu a fost nici a crede cuvântul lui Dumnezeu sau a nu-l crede. Nu. Șarpele se prezintă ca un interpret desăvârșit al cuvântului lui Dumnezeu și singurul lucru în discuție nu este dacă facem sau nu așa, dacă ascultăm sau nu ascultăm, ascultare, neascultare, credință, necredință. Nu! Singurul lucru în discuție este ce ați înțeles voi despre din cuvintele lui Dumnezeu, nu e adevărat. Uite cum stau lucrurile. El se prezintă ca un purtător de cuvânt al adevărului despre ceea ce a spus Dumnezeu. Nici de cum nu-l îndeamnă pe om la neascultare, nu-l îndeamnă pe om la necredință, îl îndeamnă pe om la devenirea asemenea chipului lui Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. Acesta e obiectivul pe care îl declară el acolo. Trebuie privit și înțeles lucrul acesta, pentru că imaginea simplistă reduce totul la ascultare și neascultare, ce au făcut și ce n-au făcut, ce au crezut despre Dumnezeu sau n-au crezut. Șarpele vine din perspectiva lui Dumnezeu și se transformă pe sine în purtător de cuvânt al lui Dumnezeu și îi face pe oameni să se simtă mai întâi că sunt prostuți și înțeleg atât de prost și sunt mici, se uită de sus la ei ca să distrugă respectul lor de sine, după care așează în fața lor o imagine incredibilă. Uite, din starea aceasta de prostuți veți fi luați și veți fi ridicați. Am văzut oameni care n-au devenit mai puțin analfabeți de cum erau înainte, dar după ce au îngurgitat anumite teorii, un duh de mândrie teribilă a cuprins un fel de cancer al sufletului generalizat în cuvinte, în purtări, în disprețul față de alți oameni și ei erau la fel de analfabeți după ce au luat lucrul acesta. Ispita nu a constat în faptul că ei au fost îndemnați să mănânce, pentru că nu acesta a fost obiectivul lor să mănânce. Obiectivul lor a fost să devină asemenea lui Dumnezeu. Acesta a fost obiectivul. Și diavolul a spus, bine, dar ne-a spus să nu mâncăm. Nu, n-ați înțeles, tocmai prin a mânca deveniți, este exact opusul. Dumnezeu știe treaba asta, dacă Dumnezeu a luat numele lui Dumnezeu, vă dați seama, Dumnezeu știe lucrul ăsta, că în momentul în care mâncați, eu martor pe Dumnezeu că ceea ce vă spun eu acum este adevărat, folosește numele lui Dumnezeu, folosește citate de la Dumnezeu, folosește autoritatea lui Dumnezeu ca să întărească păcatul pe care îl transfera omului. Ispita nu a constat în a face sau a nu face un lucru, ci a reinterpreta ceea ce Dumnezeu le spusese deja în răcoarea zilei și pe care îl înțeleseseră foarte bine. Ei au înțeles că a fi după chipul lui Dumnezeu nu este un fapt sau o stare, te naști miel sau ied sau om sau... Nu, aceasta nu e o stare, nu se naște cineva așa. Aceasta este o chemare, e înalta chemare, aceasta este potențialul pe care l-a așezat Dumnezeu în om și sigur că există metodică și există căi de a ajunge aici, nu fără luptă se petrece lucrul acesta. Și tocmai aceasta spune diavolul, uite, drumul pe care mergeți voi ca să ajungeți acolo, nu duce acolo, drumul pe care îl spun eu. Nu, când veți mânca, vi se vor deschide ochii, din potrivă, vi se vor deschide ochii și veți deveni. Deci este invers, voi ați înțeles să nu mâncați, dar în realitate este să mâncați.
Nicăieri el nu intervine să le spună lor nu mâncați sau nu credeți pe Dumnezeu. Dimpotrivă, vorbește cu un comunică ideea de respect față de Dumnezeu și de cuvintele lui și mai ales de înțelesul lor pe care ei nu l-au prins. Nicăieri nu le spune el că pomul este bun, te uiți la el și e bun de mâncat, imposibil de asociat, a te uita și e bun de mâncat. Nicăieri nu le spune că este frumos, plăcut la privit sau de dorit, nu spune așa ceva. Toate acestea se întâmplă ca urmare a dialogului. În timpul dialogului ei au fost transformați complet. Dialogul cu cel rău nu este un lucru de zâmbit. De aceea a spus Biblia, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Nu-i nimic de glumă în treaba aceasta. Viața și moartea nu sunt lucruri de glumă. Gluma n-are niciun fel de rost când vorbim de viața sau moartea unui copil sau a unei persoane. Nu e nimic de aia. Dar cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dialoghează cu el, au poante cu el, au referiri. De aceea Biblia a spus, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă pe gură, niciodată, pentru că acesta lasă urme în suflet. Să nu rostiți glume proaste sau cuvinte porcoase, spune Biblia. Și uite de ce, pentru că în momentul acela te transformă pe tine care ai vorbit sau ai făcut așa ceva. Diavolul i-a chemat pe ei la o schimbare a perspectivei, o nouă înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu. Bine, bine, întrebarea așa între noi. Dacă Dumnezeu însuși era învățătorul lui în fiecare zi, în grădină și așa cum scrie Biblia, toți vor fi învățați de Dumnezeu și așa cum scrie Biblia, singurul învățător este Hristosul, nu există un altul, atunci cum se face că acordăm atenție acestui învățător care vine și spune nu, n-ați înțeles bine de la celălalt învățător cu care mergeți în fiecare zi în grădină, el n-a reușit să predea lecția sau să vă facă. Eu am să vă fac să înțelegeți. Odată ce a avut loc schimbarea minților, nu cu privire la Dumnezeu, nu cu privire la pomul oprit, ci cu privire la înțelegerea lor, odată ce au primit așa ceva minte, de aici a urmat totul. De aici a urmat vedenile acestea, fata Morgana când se uita la pom, îl vedea frumos, îl vedea. El nu era în realitate nici urât, nici frumos, era pomul. Dar sub influența aceasta a început să vadă, pentru că fuseseră transformați în timpul dialogului acestuia. Și de la a vedea până la a mânca, nu a fost decât un singur pas. Orice întârziere în dialogul cu răul, de aceea Biblia spune, rupe-o cu păgânătatea, fugi de poftele tinereții. Nu întârzia în terenul acela. Nu vi s-a întâmplat câteodată, seara va servi cineva la masă, nu mâncăm sărbuna, mulțumesc, e târziu și nu mâncăm în seara aceasta. Și da, ați rămas acolo la masă și pe aia v-am văzut încet, ați început să ciuguliți. Da. Și asta spun din experiență personală, că tocmai vreau să mă întrebați de unde știu așa ceva, știu de la mine treaba aceasta. De aceea, dacă chiar nu vreau să mănânc, atunci mă ridic de la masă frumos și îmi văd de treabă sau fac altceva sau aștept pe altcineva. Dar dacă întârzii în acel loc, îmi primejduiesc sufletul. Iosif n-a întârziat nicio clipă, chiar dacă a lăsat haina în urmă tot, în timp ce Samson a întârziat. A studiat formele, a rămas în dialog. Și a rămâne în dialog te transformă, nu pe ea, doamna aceea a rămas aceeași persoană, dar în ochii lui ea a devenit ceva irezistibil, ceva fatal. Nu mai poate trăi fără să aibă această ființă. Bine, bine, dar prețul nu mai contează niciun preț, nimic absolut. El fusese transformat, nu ea. El fusese transformat. În ochii lui ea devenise altceva. Oamenii au făcut lucruri serioase în viață numai atunci când le-au fost deschiși ochii, fie de Dumnezeu, fie de diavol. Cei mai mulți însă au suferit teribil și orice om suferă dacă nu întreabă, bine, bine, cine este autorul acestei inspirații? Acolo punctează Iisus. Spre exemplu, Petru nu l-ar fi oprit niciodată pe Iisus să meargă la Ierusalim și să-și dea viața dacă nu vedea în aceasta o primejdie fără rost. A văzut așa ceva. Și pentru că a văzut, îi spune lui Iisus să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Nu se poate întâmpla așa ceva. Și Iisus spune, zice, avem o singură problemă.
Nu știi cine te-a pus să spui treaba aceasta. Nu știi cine ți-a arătat ție primejdia aceea. Și acum tu singur, în curăție de suflet, cu convingere, cu tot sufletul, i-a spus Petru lucrul acesta, vrea să-l scape de la moarte chiar pe Domnul. Cum am auzit niște prieteni că ei vor scăpa pe Dumnezeu în clăștarea asta finală, ei sunt autorii. Și cineva i-a deschis ochii. Cineva, dar el n-a întrebat cine. Și Iisus i-a spus, uite, înainte să pui în aplicare vederile acestea care le ai, întreabă cine ți le-a dat. Întreabă de unde ai așa ceva. Ați observat ce diferență mare când Dumnezeu deschide ochii. Hagar era pe pragul morții, copilul uscat de sete. Dumnezeu îi deschide ochii, vede un izvor. Roadele ți arată cine ți-a deschis ochii. Ce roade produce în viața ta lucrul acesta? Saul din Tars, ce vedea el în Iisus și ce vede acum, când ochii fizici s-au închis și ochii sufletului s-au deschis. Toți aceștia, dar nu numai aceștia, în istorie, mari criminali împotriva umanității, pronunțăm numele acestea, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, când spui numele acestea cutremurătoare, nu ne dăm seama că de fapt oamenii aceștia au avut un ideal înalt. Hitler, spre exemplu, vrea să producă Übermenschen, omul superior. Nu? Asta este un ideal înalt. N-a spus Dumnezeu, omul cel nou care se înnoiește după chipul lui Dumnezeu. Idealul e înalt, dar cine ți-a deschis ochii? Pe ce cale vrei să ajungi acolo? Acest lucru este puțin și rar luat în considerare. Mintea sub puterea diavolului încetează să mai funcționeze în parametrii adevărului. Ea funcționează în imaginar, și într-un imaginar care este indus. Este un fel de hipnoză mai degrabă. Dar lucrează cu așa convingere, cu o disperată convingere, încât oamenii își dau viața pentru convingerile lor, ne întrebând niciodată, bine, bine, dar cine este acela care a dat aceasta? Lui Iisus i-au fost arătate toate împărățiile pământului cu strălucirea lor trecute prinaintea lui, dar el nu a uitat cine i-a arătat așa ceva. Nu vom putea evita să ne fie arătate sau să vedem lucruri sau să intrăm în diverse situații, dar totdeauna salvarea sufletului, viața sufletului nostru va fi rugăciunea după prezența lui Dumnezeu. Doamne, fii prezent în acest dialog, fii prezent în acest moment. Deci ar fi însemnat ca Domnul să fi fost chemat la dialogul acela? Eram cu cineva, două persoane în discuție și vorbeau despre un al treilea. Lucrul acesta mi-a rănit foarte tare sufletul, fiindcă știam cât este de neadevărat ce spuneau și cât era de otrăvite sufletele lor. Am cerut permisiune, am sunat, l-am invitat pe omul acesta fără să-i spun despre ce vorbim, îl întreb. Și când dă răspunsul, interlocutorii mei și-au pierdut respirația. Ce-ar fi însemnat dacă Dumnezeu era chemat la această discuție? Ce-ar fi însemnat dacă tu, când ai luat acea hotărâre, ai fi chemat pe Dumnezeu? Peste tot scrie în Biblie, David a întrebat pe Domnul. Dar când e vorba de Batșeba, nu scrie David a întrebat pe Domnul, nici când e planul cu Urie, nici. Nu scrie lucrul acesta. E întuneric, e tăcere, e moarte acolo. Și își dă seama el că păcatul este să nu chem pe Dumnezeu prezent. Păcatul e să încerci să faci ceva fără El, despărțit de mine, așa cum a spus Domnul Hristos. În momentul în care mintea intră sub această influență, se produc două fenomene. În momentul în care alegem să facem un lucru, cum a ales Samson să meargă, în clipa aceea noi începem să divinizăm ceea ce am hotărât în mintea noastră să facem. Ea trebuie în calități, e plăcut la privit, e așa, divinizăm. În momentul în care alegem să nu facem lucru sau să respingem o persoană sau să urâm o persoană, în clipa aceea începem să demonizăm. Observăm calități otrăvitoare, toxice, nenorociri de un fel sau de altul. Demonizăm ca să justificăm sufletului nostru ura pe care o are față de persoana aceasta. Doar Dumnezeu poate deschide ochii cu adevărat și când îi deschide El, Gehazi vede altceva, Hagar vede altceva, Abraham vede altceva lângă altarul lui, când deschide Dumnezeu ochii.
Aș vrea să marcăm lucrul acesta ca o experiență de viață. Este un fel de a trăi acesta. Acesta nu este un incident sau un eveniment. Este un mod de a trăi. Nu este ușor. Firea se revoltă, ea nu vrea să aibă compania lui Dumnezeu, ei îi place să fugă în tufiș. Dar, în timp, ea descoperă, ființa noastră descoperă ce plăcută este prezența lui Dumnezeu, ce dulce, ce binecuvântare este, ce har. După ce trece nenorocirea, ochii tăi văd ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu era chemat Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu era prezent. Ochii tăi văd, ți se umple sufletul de recunoștință. Niciodată nu ai nevoie să experimentezi ce ți-a spus Dumnezeu că nu-ți trebuie. Nu ai nevoie de așa ceva. L-ai crezut, ai primit lucrul acesta, pentru tine este mort și tu ești mort pentru el, când bunul Dumnezeu a spus. Și te bucuri. Te bucuri după aceea întreaga viață. Sau întreaga viață oftezi. Aceasta nu era o experiență și nu este o experiență de natură fizică sau biologică. Pentru că femeia a mâncat și nu s-a întâmplat nimic cu ea. Nici nu i s-a deschis ochii, nici nu s-a văzut goală, nici nu știu că este că a fost înșelată, cum spune mai târziu. Nu? Abia după ce a luat și Adam, scrie Biblia, atunci, după ce a luat și el, amândouă ora li s-au deschis ochii. Deci diavolul ține familia împreună, dacă poate să o conducă la rău. Întotdeauna potriva familiei, cum este acum pe stradă. Și vreau să urmărim lucrul acesta, pentru că el se petrece ca o bombă cu efect întârziat. Auzi un cuvânt și el lucrează în tine până poimene și poimene deja a produs rodul acesta. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, vezi dacă a semănat acolo cineva o sămânță rea. Cum l-au căutat pe Reagan, l-au investigat medicii și au extras două celule canceroase care se plantaseră la nas. Le-au descoperit imediat. Doamne, și o altă știință aceasta. Dar, Doamne Dumnezeule, cercetează în sufletul și vezi dacă nu cumva cel rău a semănat acolo vreo sămânță care încolțește și crește și aduce vreo rădăcină de amărăciune, spune Iacov, și în final întinează tot trupul. Experiența nu urma să aibă loc atunci când mâncau ei, ci avea loc deja pe când vorbeau. Pe când vorbeau despre lucrul acesta. Experiența avea loc. Totdeauna vom fi făcuți să privim undeva departe, pe drum, ce se va întâmpla, nu știu unde, cum va fi la sfârșitul lumii, ce fel de încercări, ca să nu vedem clipa prezentă. Eram într-un autobuz penitenciar și în timpul detenției de la Bacău și veneam de la rafineria Gheorghiu Dej, de la Onești, către Bacău, cu autobuzul. Și ispovit complet după o zi, dar aveam în față un prieten rom, Lăcustă Piani, așa îl cheamă pe el, și m-aș bucura dacă și el aude lucrul ăsta. Și Lăcustă Piani îmi spune mie, uite, domnul Nicu, cum îmi zicea el, eu pot să îți iau plasa asta de mână, acum când o ții așa, eu pot să-ți fur plasa asta de mână. Și i-a spus, n-ai cum că eu o sucisem după mână, o înodasem după mână. Și el mi-a spus, nu, există posibilități și căi și metode ca să iei o plasă care a fost înodată după mână și așa mai departe. Și tot discutam cu el și mă gândeam cum ar fi posibil așa ceva. Și când am terminat discuția, plasa era deja luată, că el în timp ce vorbea cu mine, cu o mână, cu cealaltă opera. Diavolul face acest fel de lucru în viața noastră. Rare ori va discerne mintea noastră primejdia, de aceea nu este înțelept și nu este bine ca vreodată noi să fim parteneri de dialog în această privință. Omul lui Dumnezeu i-a spus unui fiu al lui Ahab, dacă nu ar fi o safată aici, pe tine nu te-aș băga în seamă, adică nu avem nimic în comun când este vorba de o temă ca aceasta. Când este vorba de un lucru ca acesta, când, cum și spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă minun s-ar petrece acolo, dar te-ar chema să mergi pe un drum, spune omului acelui să ducă unde a plecat, singur, fără tine. Unde n-au văzut totuși. Iată, 2 Corinteni 3, 14 la 18, cuvântul spune, ei au rămas greoi la minte. Până în ziua de astăzi, rămâne o mahramă, un văl neridicat. Fiindcă acest văl este dat la o parte în Hristos. Dacă Hristos ar fi fost invitat la dialogul dintre om și șarpe, sau la dialogul dintre tine, în diverse situații și cineva sau gândirea ta cu privire la ceva, dacă ar fi fost invitat
vărul ar fi fost dat la o parte și ai fi văzut ceea ce era dincolo, dar nu a fost invitat. Mahrama este dată la o parte în Hristos. O mahramă rămâne peste inime atâta timp cât Hristos nu este chemat, dar versetul 16, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, stai puțin, hai să-L chemăm și pe Domnul în această discuție. Cum am spus eu prietenilor mei, haide să-L chemăm și pe omul acesta, dacă tot e vorba despre el. Ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, vălul acesta este luat. Deodată omul vede deschis, căci Domnul este Duhul și acolo unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Acum, același obiectiv, chipul lui Dumnezeu, dar pe cale dumnezeiască. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Veți fi ca Dumnezeu. Pe ce cale? Și le-a spus pe ce cale. Veți fi ca Dumnezeu. Pe ce cale? Și Iisus a spus pe ce cale. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Sunt lucruri pe care trebuie să le purtăm cu noi în ființa noastră și care devin mod de viață, devin parte și funcții, devin funcții ale sufletului nostru. Imposibil în puterea noastră să discernem răul, dar cu Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Cât de frumoasă și de binecuvântată este compania lui Dumnezeu. Uitam într-o zi la un documentar cum prind oameni din Asia pește cu undița, dar cu o rățușcă vie legată bine de o undiță deasupra apei și deodată ștuca sau alți pești răpitori se aruncă imediat să apuce rățușca aceasta, numai că în mâna cealaltă este sulița și când ei se aruncă sunt luați din aer. La fel se întâmplă cu omul care îndrăznește să se aventureze despărțit de Hristos pe orice fel de teren de felul acesta. Este vremea pentru noi, este vremea pentru sufletul nostru să învățăm să chemăm pe Dumnezeu. De aceea orice om să se roage ție la vreme potrivită. Este vremea potrivită. Ori de câte ori suntem confruntați cu o întrebare sau cu o situație în viață, este vremea să chemăm pe Dumnezeu. Păcatul însuși este o sămânță și este o progresie, nu rămâne numai acolo. Când Dumnezeu a spus omului, vei muri, a spus mare adevăr. Am dat tot felul de explicații și poate că unii au avut tangență cu adevărul, dar în același timp n-au făcut mai puțin adevărat acest cuvânt al lui Dumnezeu. În ziua în care mănânci, vei muri. În ziua în care faci păcatul ăsta, vei muri. Cine? Și cum? Păi uite că n-am murit. Ai murit. Cel care ai fost înainte de a face păcatul ăsta, nu mai ești cel care ești după ce ai făcut păcatul ăsta. Și cel care ești după ce ai făcut păcatul ăsta, nu mai ești cel dinainte. David spunea, necurmat îmi stă înaintea ochilor ceea ce am făcut. Nu sunt cel care eram înainte de a face lucrul acesta. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut, chiar dacă, așa cum spune Iisus, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar dacă ai încredere în mine, vei înțelege. Dumnezeu nu lucrează fără înțelegerea noastră. Dar înțelegerea noastră trebuie să aibă întotdeauna răbdare, că ea va merge în pas cu viața și deodată se deschid ochii și înțelegem noi de ce trebuie într-un fel sau trebuie în altul. Aș vrea să încheiem întâlnirea noastră cu această ocazie și aș vrea să consemnăm împreună că în Domnul nostru Iisus Hristos avem pe acela care ne va oferi cu adevărat drumul spre chipul Tatălui și chemarea noastră de oameni ai lui Dumnezeu, după chipul, creați după chipul lui Dumnezeu, se împlinește în Domnul Hristos. Ecce homo, iată omul, așa arată omul. Separat de Domnul Hristos nu este posibil. În Domnul Hristos este într-adevăr realizat lucrul acesta. El este marele deschizător al ochilor. Cine ți-a deschis ochii, l-au întrebat. Și el s-a întâlnit cu Iisus în templu și după aceea s-a dus și a spus, acum știu cine. Cine mi-a deschis ochii? Aș vrea să închei meditația noastră cu traducerea cuvântului păcat. Ce înseamnă păcat? Înseamnă a trage pe lângă țintă. Aceasta traducerea lui adevărată. A trage pe lângă țintă. Care este ținta sufletului tău sau a vieții tale? Sigur că avem o țintă. De multe ori nu o declarăm și nu ne declarăm nici nouă. O trecem așa acoperită ca să
Pentru că n-am primit în conștiința noastră. Dacă am stat clar și am spus, ia spune ce vrei să faci. Despre ce este vorba. Dacă ai vorbit tu cu tine. Ascundem de multe ori. Care este ținta vieții tale? Oricare ar fi ținta vieții noastre, ea se va dovedi mică sau nimic. O singură țintă rămâne. Atunci când Hristos este ținta. Alerg spre țintă, spune Pavel, în tot ce fac. Oamenii noștri de la început au alergat spre o țintă care era falsă. Pavel spune nu. Adevărata țintă este Hristos. Și ce înseamnă să? Înseamnă că lucrul pe care mă pregătesc să-l fac trebuie să mă găsească pe mine în Hristos. Trebuie să converseze în El, trebuie să acționez în El, trebuie să răspund în Hristos. Nu răspund niciodată în sine sau în mine însumi, despărțit de mine. Nu. Totdeauna în El. Și El este marele deschizător al ochilor. El este acela care, într-adevăr, a făcut ca lucrurile minunate ale legii lui Dumnezeu să ne fie descoperite nouă și să fim transformați prin lumina aceasta pe care o privim și în timp ce El este lumina lumii, în timp ce privim lumina aceasta, suntem transformați în asemănarea ei. El este ținta noastră. Vreau să câștig pe Hristos. Aceasta e ținta, spune El. Alerg spre țintă. Din conversația aceasta, din afacerea aceasta, din conflictul acesta, din situația aceasta, din boala aceasta, din pierderea aceasta, din câștigul acesta. Obiectivul meu e să câștig pe Hristos. Nu să pierd, să câștig, să mă dovedesc că am dreptate. Vreau să câștig pe Hristos. Și nu știu cum în totul, dar aduc acest lucru înaintea celuia care știe ce înseamnă lucrul acesta. Ca să câștig pe Hristos. El este acela către care alergăm noi și ființa noastră devine tot mai mult absorbită de El până când Biblia spune aceasta este viața ta. Viața ta devine una cu viața Domnului Iisus Hristos, viața Lui devine una cu viața ta. Atunci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci se poate spune despre om, omul a devenit după chipul lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu nu e totul. Depinde cine a predat-o. Depinde foarte mult. E una să predea tradiția sau biserica sau filozofia sau știința despre Dumnezeu. E una să predea acestea și e cu totul altceva să predea Hristos, Iisus, despre Tatăl, despre Dumnezeu. În lumina Lui înțelegem și toate aceste lucruri la un loc. Fără lumina Lui, toate acestea sunt întuneric. Așa că ne vor ruga împreună cu David. Psalmul 119, versetul 18. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Amin.